Doar trei echipe au luat startul în noua ediție a campionatului județean de junior A1. Pandorii Cerneți, viitorul Severin și viitorul Corcova se vor lupta în acest an pentru titlul județean. Deznodământul va fi extrem de rapid, deoarece întreg sezonul va consta doar în șase etape. Weekendul trecut a fost programată prima rundă, iar viitorul Corcova și viitorul Severin și-au împărțit punctele după ce au remizat 2-2 pe stadionul din Corcova. Severinenii au condus la pauză cu 2-0, ambele reușite purtând semnătura lui Alexandru Crețu, însă gazdele au revenit în repriza secundă datorită dublei lui Cornel Băcanu. Pandurii Cerneți a stat în prima rundă, dar vineri 13 mai de la ora 18 evoluează pe propriul teren în fața celor de la viitorul Corcova. Campioana de la Mehedinți va fi desemnată la sfârșitul lunii, când are loc și ultima etapă. Jocurile din etapa interjudețeană se vor disputa în dubla manșă pe 6 și 10 iunie. Campioana de la Mehedin se va duela cu cea a județului Hunedoara. Mehedințenii vor evolua jocul tur pe teren propriu. Câștigătoarele din etapa interjudețeană se califică în etapa semifinală a competiției de juniori A1.